Căutați prieteni câte mâncare. Plin căruțul cu mâncare, se dea în loc căruțul că am luat multă mâncare acum, carne la greu. După aceea o să avem un geab și am să le aduc acum mai devreme decât mai târziu. Deci am luat o grămadă de mâncare de acasă, special pentru animale, să mănânce și ele, tragere de ele, animalele sălbatice. Hai, bam, bam! Ia uitați câte mâncare am lăsat aici, la ratunul meu. Astea le iau la întoarcere în balanță, deci aia e. Mi-și eu telefonul așa cum pot. Sunt mulți în țări, ia uitați câte mâncare am adus. Burger, cârnați, pâine, salată. Am dus o tonă de mâncare la animale, ca să zic așa, cu căruțul plin. Acum merg acasă. Eu am făcut anunțul acela pentru șatră, dar eu nu cred că are niciun șansă să vină în America. Până nu se vor elimina vizele, dacă se vor elimina vreodată, atunci vor avea șansă. Până atunci, mici speranțe. Ce? Nici o speranță, ce mai? Nici măcar o speranță mică. Pentru că ei vor să le dai o viză. Cum să le dai o viză la țigani? La țiganii din Strehaia. N-ai cum. E imposibil. Vize se dau la ambasada Americii. Cred că ei nu știu asta sau știu? Se fac că nu știu. În fine. Hai, bam, bam, că trebuie să iau ambalaje, să le arunc la gunoi. Sunt mulțumit că am dat de mâncare și astăzi. Cam în fiecare zi vin la animale. Când nu pot, las acum mâncare și pentru mâine, cum ar veni. Dar cred că o să mai vin și mai târziu sau mâine. Mai avem mâncare acolo, o grămadă. Am venit să recuperăm banii de la piersici. De acolo vin. Te vadă. Vine cu a? Asta nu prea se uite, stai nici. O știu. Awesome, thank you. De cum e posibil așa ceva? Yeah. I guess so. Yeah. My brother bought some things from you guys and looked like you guys made a mistake here with the peaches. $4.99 instead of $2 the way it was. Yeah. Deci după 10 zile vin și mi-au banii care mi-a luat pe piersic în plus. Atake? Ai luat banul după 10 zile? $3.09. Da? Iei tu că erau banii tăi. Da? Ai da? Ai zis că mi-ai dat bine? Hai să luăm un pepe. Dă mie, mă rog, suport. Deja au început ăștia cu măștile, iar. Cu cărintorile. Mi-a luat banii înapoi, bă, $3.09. De la King Super. Mâncă. Și încărcă telefonul.
And I need this so bad. I mean, I was like, I need this like really bad. I'm so proud of you. You can, if you want, I would offer, but I've got a bad need to take it to the front and ask him to hold it while you're shopping. Okay, I will do that. I'm almost done. Are you? Okay. Yeah. Thank you. Well, good for you. I appreciate it. Ia, Andreea, ia! Ce-a învățat ea la karate? Ia să vedem ce-a învățat. Ba! Ia uite-o pe Andruța! Ba! Da? Ba! Bravo, Andreea, bravo, mă! Ia uite-o, bă, dă cu lopata acum. Mi-o fi și mie foame, bă, băiatule. Ia uite, zacuscă de la mama Nina. Mi-am făcut și salată. Ce, mama Nina, vrei să mănânci? Ia uite ce avem aici. Roșito, parmigiano, parcă arată bine, mă. Cum e salamul, mama? Good? Good, good? A plecat și m-a lăsat. Și cu brânzică aici. Asta e brânza care îmi place mie. Ca alta n-avem. Aruncăm aici, în bătaie de joc, luăm o roșie, o salată de vinete, o brânzică, și un salamior. Asta e porc, cred. Belea! Asta cred că mergea și la pizza. Sau la mod. Pâine nu mănânc? Să mănânc pâine? Nu mănânc. Fără pâine. Fără pâine. Ia uite parmigiano reggiano. Prosciutto, dar nu-mi place mie așa. Carne de aia crudă. Mie iau salamior. Belea. După ce am dus mâncare la animale, acum mănânc și eu, nu? Păi nu. Păi da. Brânzică. Good, good.
Practic când e masa bogată. Cel mai în șatră și la români. Nu? Ce credeți de ursul? E vrăjeală sau e pe bune? Eu cred că nu o să se însoare. Am văzut că nu-i place în satul mare, dacă e satul mare acolo, dacă n-a zis la mișto. Nu știu că n-am văzut, n-am urmărit. Și nu cred că o să poată nici la Sehaia cu românca. Așa că cam greu. Cam greu. Credeți că se întoarce la fosta? Sau fosta se întoarce la el? Cu alte cuvinte, dacă se vor împăca, la modul să mai fie împreună. Orice e posibil. Mamă, dar e bun salam ăsta. E salam de Sibiu. Gustul ăla e. Pe cuvânt. Cumpărat de la ruși. A trecut autobuzul cu școala. Excelent. Hai, bam, bam. V-am pupat pe portofel. Bam, bam. De la cumpărături. Ia uite așa notă aici. Acum se descalcă. Salmon, pește. Aici iar ceva carne și toate cele. Piersici.
pizza made in Italia, roșii și broccoli. Fructe și legume, lămâi, mere, pere, castraveți, ce este? Mango, cred că e aici, avocado. Aici, ulei, ketchup, bueno, chestii. Aici, ouă, ciuperci, sandwich, cam atât. Bam, bam. Am lăsat o grămadă de mâncare aici, i-am spus dacă am mâncat. Eram sigur că nu, pentru că ratonul vine mai târziu. Vedeți câtă mâncare am lăsat și o să mai las. Ia uite, am lăsat iaurturi. Să lingă pe acolo, să mănânce tot. Mâine găsesc decât ambalajele. Am lăsat o parte și aici, le iau la întoarcere și le arunc la gunoi. Acum mă duc la veveriță acolo. Să las și acolo iaurturile. Și ce mai am eu pe la mine. În sacoș. Am ajuns și la veveriță. Sigur n-au mâncat nici aici. Păi e posibil să fi mâncat ceva, că aici vin mai mulți, și raton și de toate. Hai să vedem dacă dăm de vreun. Ce-am lăsat eu ziua, le găsesc noaptea, dar mâine dimineață dispar, că e noaptea apar. Ia uite ce le-am lăsat. Smântână, roșii, iaurturi, iar brânză la greu.